domnule ministru al transportului, pe oricine întrebați în ziua de astăzi de ce anume are nevoie România pentru a se dezvolta mai bine, o să vă spună de infrastructură. Deci, este clar, toată lumea va fi cu ochii pe dumneavoastră ca să mișcați lucrurile. Sunt nenumărate șantiere și începute, și abandonate, și în pregătire. Vă doresc mult succes, aveți de lucru.